nu înțeleg pe acești oameni. Este rușine, da? Să arboreze drapelul. Au obligație, dragii mei. Ia să vedem. Dacă se poate, sunt dat, am trimis și eu o adresă către instituție. Sunt dat și mie lista cu firmele autorizate de DSP funerare. Nu găsesc pe site actualizat. Da, este pe site. Așa este, dar n-am găsit-o actualizată din luna 12. N-am găsit. Păi, din luna 12 nu s-a actualizat, eu fac lista. Nu s-a actualizat pentru că cred că una sau două dată de la La Capela s-au mai făcut autorizație, pentru că a intrat în concediu lumea și liber. Deci nu care, mai, ce... nu s-au mai mers la autorizație. Am înțeles. Ce întrebare am? De exemplu, dacă o firmă da. De prestări serviciu funerar are o singură mașină, da? Da. Poate să fie autorizată? Da. Extraordinar. Și, deci, și cum preia el decedatul? Cum asta? Nu preia, deci asta e treaba. Nu au voie să transporte, acum... Și ei dacă transportă, desfășoară activități complete? Poliția nu poate. Deci cu o singură mașină, doamnă, cu un singur angajat, cum deci noi nu putem sta în mijlocul drumului, acolo pe autorizație, pe tabelul nostru. 102 și 741 vă contrazice. Total. Și 92. Cu ce? Ceea ce spuneți dumneavoastră. De-aia mi se pare un pic ciudat că această instituție măcar nici drapelul României nu-l arborează. Dar mi se pare ciudat. Mie, domnul, deci, mergeți la doamna director sau la doamna Daniela sau cum. Și spuneți-i să pună și steag. Nu știu, nu înțeleg de ce ne spuneți nouă chestiile. Știți, vă spun că dumneavoastră vă ocupați cu firmele astea cu autorizări. Da. Cum iau acești oameni autorizațiile? Pe genunchi? Nu, domnul, pe verificat. Nu, nu există. Documentație. Dar ce, nu deci, legea 102, hotărârea 741 și legea 92 spune cu totul diferit ceea ce spune dumneavoastră. Ce probabil anume, că n-ați studiat. Anume? Nu se poate o firmă să fie autorizată cu singură mașină. Nu există. Da. Unde găsim numerele de matriculare la mașini? Vreau să le văd și eu toate. Unde să duc ei la spital? Să vedeți că acolo vă demonstrăm altceva. Și la casa de pensii. Deci faceți sesizare în scris atunci. Am făcut-o. Cu ce face la, cu ce fac spitalele? Pentru că nu ce fac spitalele. Spitalul nu interesează. 104 la dacă dumneata te duci cu o basculă și preiei de la spital, ăla e obligat, spitalul, am trimis adrese și la spital, să ceară șoferului de firmă, să-i arate dacă are autorizație. Găsesc lista acolo cu numerele de la mașini și firmele autorizate? Firmele autorizate, da. Și cu lista mașinilor care intră, da? Nu am lista mașinilor. Păi uitați că dumneavoastră vă contraziceți. Dacă se duce unul cu un autobuz sau cu o căruță, să nu-l lase, că trebuie să vadă o listă. Păi da, acolo are, stați un pic, nu e atribuția mea să și verific firma de ăsta, să și verific mașina, și autorizația și să mă duc să stau la poarta spitalului. Nu merită soarta, toți, doamnă. Noi vă plătim, avem, să știți, pentru chestia asta. Nu știu, dar dumneavoastră, pe mine mă plătesc și statul și plătesc și eu impozite. Păi statul, deci, nu, dumneavoastră plătiți tot din banii noștri. Atenție. Mă ascultați, nu cred că ați venit aici. Eu să mă uit să văd ce salariu aveți dumneavoastră. Deci eu nu cred că dumneavoastră ați venit aici să ne jigniți. Nu, eu nu vă jignesc. Eu vă spun că nu vă faceți datoria de DSP-ul. Dacă îmi spuneți chestia cu o mașină, cu o mașină se poate face prestări, servicii, funerare, vă faceți de râs. Dacă o să vă vedeți. Da, uitați-vă pe site-ul DSP Cluj, care autorizează fiecare mașină la bucată. Atunci nici ăla nu face bine Clujul. Și acolo a fost la DSP. Nu face bine nici acolo. Deci eu înseamnă că dumneavoastră știți mai bine toate. Păi da, știu legea, doamnă. 102, 92 și 741. Sau la noi în instituție sau la DSP Cluj și faceți, cum ziceți dumneavoastră, că e cel mai bine. Nu, după lege, doamnă. Nici colantarea, nici separarea de coșuri, nu știu, s-au dat autorizații pe genunchi. De și sunt firme care prestează servicii legale pe genunchi. Nu se dau autorizații. Vă demonstrăm. Atribuțiile sunt împărțite de aici până aici, pentru că eu nu pot să fac de la nașterea unui copil sau unui om și până la moartea lui. Sunt nu peste 40 de condiții. De aici până aici are atribuții instituția respectivă sau oamenii respectivi, de aici până aici ceilalți și fiecare avem atribuții. Tot dar nu știm ce trebuie, atribuționare de tot ce trebuie să toată lumea să-și facă atribuțiile. Bani mulți la stat. Deci, mă vă sunteți mulți salariați aici și sunt firme care desfășoară activitate ilegal, doamnă, și nu-i vedeți. Dar nu eu trebuie, eu n-am atribuții. Direcția de Sănătate Publică. Eu, eu nu vorbesc cu un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică. Dumneavoastră a spus că vă ocupați cu acea listă. Cu autorizat și cu pus lista. Și cu autorizat. Pe care eu le-am autorizat. Dar eu nu am atribuții să stau în mijlocul. Dumneavoastră le-ați autorizat. Da. O firmă care are o singură mașină, o cataractă alte, de mașină. Și cu alții colegi, deci alții merg nu și... Nu paradă, nu... Sunt multe chestii, cu persoană desemnată, cu parc. Ei parchează mașinile pe stradă,
Deci cum le-ați dat? Nu le-ați verificat parcul? Ce treabă? Cum? Fiecare mașină am verificat-o. Am văzut. Dacă dumneavoastră îmi spuneți pe legea 92, îmi spuneți că o mașină poate care să fie... Care e legea 92? Eu am legea 102 și 741 HGO. HGO. Și da. 92 nu știți nimic de el? Da, dar de ce trebuie să aplic eu la mașina funerară legea 92? E clar, da. Am înțeles. Da, mi-ați demonstrat că deci, nu aveți nicio treabă. Deci, nu e sesizare, domnul scris, faceți pe garantat. Cine doriți competență. Pe dumneavoastră, nu sunteți cu competență. Nu știu, cu cine am onoarea? Geană mă numesc. Poftim? Geană mă numesc. Când depuneți sesizare? Mă să lucrați acum aici? Dacă am atribuții în... Dacă o să vă spun că dumneavoastră... Cum dacă lucrați aici? Că... Domnul, eu trebuie să mă rog de dumneavoastră. Legea spune clar că trebuie să aveți un ecuson. Dar dumneavoastră ați făcut o interpelare. Ar trebui să știu și eu... Dar am văzut că vă lămuresc. Nu m-ați lămurit pentru că sunt încălcate legi, doamnă. România asta pentru dumneavoastră legile nu reprezintă chiar nimic. Sunteți într-o instituție publică. Dar de ce credeți că pentru mine legile nu reprezintă? Nu, nimic nu. Vă garantez. A luat documentații și a verificat și la fața locului și scris și documente. Și doamne, eu vă filmez, credeți-mă. Dumneavoastră și o să vă faceți de râs. Vă spun că nu rămâne așa, pentru că sunt firme care prestează servicii ilegale aici. Dar sunt, faceți da? Sesizare în scris. Garantat. Dar cum sunt autorizate firmele... O singură mașină, nu se poate da. Să... Cum ia el decedat? Cum îl pune mașină de paradă și mâncarea cu ea? Deci o groază de chestii care le-ați asta, verificat asta pe nu, genunchi. Asta nu știu dacă există așa ceva ce ziceți dumneavoastră. Noi vă contrazicem cu imagine. Păi dar depuneți imagine și depuneți păi, sesizarea în scris. Și o să împărțim salariul. Dacă cum le-ați dat autorizații, doamnă? Și sala de pregătire, sunt niște condiții, prin HG-ul ăla sunt condiții foarte mari, sunt 40 de criterii care nu le-au parcurs. Să lovesc de hotărârea Consiliului Local că n-au voie să colanteze geamurile. Eu vă spun, depuneți sesizarea, am scris tot ce ați constatat. Da, o să vă tragem la răspundere. Cine sunteți dumneavoastră? Refuzați, da? Deci dumneavoastră sunteți... Da, am înțeles. Sunteți o profesionistă? La salariul care îl aveți, o să vedem ce salariu, o să vedem pistem cine sunteți. Stați liniștită, dar o să vă faceți de râs, doamnă. Pentru că dați autorizație pe genunchi. Nu ați venit aici să jigniți personalul unei instituții. Care jignit? Cu ce v-am jignit? Că sunt autorizații pe genunchi? Păi vă spun sigur că astea sunt adevărurile, doamnă. Le găsim pe teren. Acum dumneavoastră o angajată care nu știu dacă sunteți cine sunteți, dar probabil. Da. Bine, eu vă mulțumesc frumos pentru nimic și cât mai mare salariu să-l luați. Să-i spuneți și lui doamna Daniela. Spune să vedeți în declarația de avere acestei femei, și văd aici, ce cinstită, câți bani are în cont casă, da, e un lucru interesant. Așa arată o instituție publică, da? Bine, pentru ei legea nu există, da? Și este pe strada libertății, da? Bine, dacă găsiți în partea electronică, nu există strada asta pe site. Așa arată o instituție publică, unde au autorizat firme, da? Cu o singură mașină, o cataracte, de exemplu, sau nu sunt autorizate multe firme, da? Și că are spitalul, nu știu ce. Da, nu este adevărat. O contrazicem, doamna nici nu știa despre legea 92, iar hotărârea respectivă pentru dumnealor, nu. Dar nu știm cine e. Aici e tot o undercover. Da. Le este rușine, da? Dragii mei, doamna Dănuța, doamna doctor, și domnul doctor, soțul dânsei, da? Președintele României, 5 case, îl certa lumea care 5 case, dumneavoastră aveți mai multe. Și bani, cred că aveți vreo 20 de case din echivalentul de bani. Așa, dar apar modificările la declarațiile de avere. Am văzut așa un salt spectaculos, da? Și la salarii, și la încasări, și la toate astea, dar să vă arăt firme unde sunt autorizate pe genunchi, unde se desfășoară activitatea ilegal, și nu îi vedeți, da? Pe genunchi, da? A, dacă vă acuzăm? Da, vă acuzăm, că nicio problemă, putem să demonstrăm oricând, da? Firmele respective, da? După număr, de la casa de pensii o să vă luăm, da? Să vedeți acolo cum se ridică ajutorul ăla. Și dacă au asigurare malpraxis, este vorba de acoperirea cu 5, da? 5.000 și ceva de lei ori 5. Aia e asigurare, da? 5.000 și ceva de euro, da? Câte firme au asigurări? Câte vin și au avize, da? Cum să ridică. Deci hotărârea aia, pe aia o invocăm. Bine, la stat. Salariu mare și... Mai și spunea. Un profesionist trebuie să aibă un ecuson, trebuie să aibă destule, da? Să se prezinte. Lista, căutați o listă, să vedeți cum apare lista pe
pe pagină, da? Ci că nu este actualizată. Da, mi-a dat-o cineva, separat. Da? Din 5 firme s-au făcut 8. Deci după ce facem noi, trâmbițăm, se legalizează. Deci până acum ce au făcut sau ce faci? Dar nici acum nu sunt legal. Și arată DSP. Deci, credeți-mă că o turmă de oameni aici, da? Să se mai reducă din acești bugetari. Deci că și eu plătesc taxe și impozite. De ce? Tot din impozitele noastre. Da? Și când e vorba să faci datoria, madame Dănuța, hai că noi avem încredere în dumneata. Pune-i pe oamenii aceștia să pună drapel, că așa spune legea. Pune-i să facă rampă, pentru că persoanele cu handicap nu au nicio șansă să vină să depună aici. Pentru voi nu există. Nu există absolut nimic. Da? N-aveți voi treabă. Ca să vină să-și facă, să depună o sesizare de relații cu publicul, da? Voi n-aveți nicio treabă. O instituție publică, da? Nu există. O persoană cu handicap sunt nicio formă. Legea vă obligă. Uite, da? Da. Deci nu există nici măcar o rampă. Da. Da? Pe unde urcă? Pe unde intră? O instituție publică, da? Plătiți din banii publici să respecte legi și nu respectă. O să-ți trimitem noi, doamna Dănuța, o să-ți trimitem noi, iau-te, o să spuneți că are buton, da? Nu știu, suntem plătiți, că sunt plătiți acești oameni să mintă. Mint cu nerușinare. A, atenție, au program de lăuze, ia fiți atenți. Da? Da? Deci, programul cu publicul, 8-14, bun, nu e nicio problemă, dar restul program de lăuze. Acest buton, da, Direcția de Sănătate Publică. Plătiți din banii publici, dragii mei, să vedeți ce salarii au. Intrați de curiozitate pe pagina DSP, uitați-vă la declarațiile de avere, să-i vedeți ce spectaculos, mai ceva ca președintele României, unde doamna director general trebuie trasă la răspundere să pună drapel, pentru că sunt într-un stat de drept România și vreau drapelul pus, da? Și dacă a spus și acele țevi să face și rampă, să vă dea amendă, da? Să vedem, dacă aveți și pentru evaluare de risc, și pentru drapel, și pentru rampă, și apoi să... Cerem punctul ăsta de vedere al firmelor date pe genunchi, da? O să vă arăt cum de la morgă, da? Firme care nici nu sunt autorizate, cel puțin, da? Preia decedatul și nu vine aici, niciun fel după autorizare. Să vedem câți vin după avize, da? Și câte biserici la capelă au depus firmele astea și câte au făcut avize, da? Băi, lăsați vrăja la Direcția de Sănătate Publică, da? Pentru că foarte ușor vă pot depista cei care au abilitatea să vă controleze și pe voi, că nu sunteți Dumnezei, da? Iar dacă vă primiți salariile, trebuie să puneți osul la treabă. Pentru că noi, cetățenii, plătim, da? Și lăsați vrăja la, că și eu plătesc taxe și impozite. Păi da, dar tot din taxe și impozite plătești, da? Iar dacă muncești, noi nu contestăm că nu plătești taxe și impozite, dar nu autorizațiile pe genunchi. Și vă demonstrăm. Haideți să vă arăt cum arată Oradea cu biserici multe. De toate felurile. Dar sunt plăcute. Să le vizitez ca turist. Da. Și dacă ar spune acești conducători de biserici că, domnule, ne trebuie bani pentru întreținere, vă spună că ar da vizitatorii. Dar că, de exemplu, când pui taxă la început, deja devii... escroc, devii penibil. Și mai le numi și casele lui Dumnezeu. Cum casele lui Dumnezeu? Bine, dacă te urci pe o clădire, da? Numai așa vezi. Dacă te învârți, uite, și acolo. Deci, și acolo. Deci, peste tot, numai biserici. Și inutile. Uitați cum arată o stație de îmbarcare, debarcare, la tramvaie, la transportul public, da? E, așa ar trebui să facă toți, da? Uitați, cu rigole, cu toate astea, dar tot în regulă. Ia. Încă mai circulă cetățeni fără bilet? De la parcări. De la parcări sunteți. Am crezut că se scădea. M-am uitat, ia. Primăria, control, parcări. Aha. Da, să parchează. Uite că vă întreb pe voi acum. Mai parchează cetățenii fără să plătească? Mai sunt, a? Frumos aveți voi orașul ăsta. Vă mândriți cu el? Mulțumim, da. Bravo. Uite.
Dar uite cum vă respectă primăria, v-a făcut. Ia uite ce e aici. Sănătate, băieți. Sănătate, băieți, numai bine. Uitați clădirile. Sunt extraordinare. Deci clădirea primăriei, primarul, nu numai primarul, toți, instituția respectivă sau OAT-ul sau consilierii, administrația publică. Bine, construcția dă mult în cinstea celor titori, nu primar, că e titor de biserică cu banii cetățenilor. Dacă urcați în acea instituție, în clădire, să observați un omagiu acestui om care a fost cârmuitorul țării, da? Bine suspectat că a găsit niște plăcuțe, un tezaur la Peleș, da? Și că ar fi folosit acele plăcuțe, le-a tras în negativ plăcuțele de plumb. Am stat de vorbă personal cu omul care a pus mâna pe acele negative, le căra bucată cu bucată și le fotografia, ce reprezintă sau ce reprezenta acele plăcuțe care au fost din aur. Și numai nenea Carol cu calul știe ce s-a întâmplat cu acel aur. Ei spun că l-au folosit pentru război, dar îl bănuie lumea, cei care au fost atunci, că ce-ai făcut, mă, cu aurul? A? Că fii tu derbe de oare. A folosit la Peleș, în Prahova. Haideți să vă arăt o parte dintre bisericile de aici. O să fac o ață omulare ușă, clar că se intră pe acolo, e ușa aia. E și microfon, cum să ajunge acolo? Ghezma mare și aia mică. Ia-mi
morților. Așteaptă tu. Și aghiaz mai mic unde e? Adică puteți să scrieți condica de reclamație aici, dacă n-a fost aghiazma bună sau... Da, sunt, dar cam puțin. Mă gândeam că o găsesc plină. Am dat la jumătate 20 de foi. Am o curiozitate. Acolo se poate urca, aceea unde e și microfonul. Nu, dar e prin spate, da? E ușa aceea. Este aici, la stranul, și în stranul este ușa. A, deci e o... A, deci este o ușa aceea. Este ușa pe care urc sus. Nu, acolo când e strana aceea, în spate e ușa, e ușa. Aha, da. Amvon, zice la ora. Amvon? Amvon. Eu cred că, părintele, dacă vreți, dar dacă n-a simt zilele de post, părerea mea ar fi dacă ați venit săptămâna viitoare la părintele care e atunci de serviciu. Ar fi mai bine. Ar fi de 3 zile măcar de post și ați venit la spovedanie. Și atunci v-ați spune toate ofurile. Problema mea e un pic mai mare decât spune, părintele. O spar până și fresca să pună boxele. Deci pe aici, probabil că urcă pe ușa aceea. Na, ce este aici? Este... A, lemn. Aici. Deci se desfășoară o activitate plăcută și aici. Aici bănesc corul. Și Daniel are așa ceva la Sinaia. Am văzut și la Aiut. Deci eu vorbesc despre îngeri negri. Daniel, la Aiut, la Teofil. Ia să vedem noi. Din ce în ce se strânge lațul. Nu se vede nimic. E surzut aici. Nimic nu iese. Da. Sunt zăvorâte. Să cât cobor. Nu am mai venit, nu erau aceste trepte. Am investit. Frumos se vede. Există cor acolo, da? Sigur.
Aha, bine, mulțumesc. Sănătate. Am încercat să vă prezint interiorul bisericii. Am vrut să urc până acolo, dar nu mi-am dat seama să pornesc lumina la telefon și nu n-am mai bășbăit nenea episcop. Am găsit oameni. Acești oameni întotdeauna sunt dedicați credinței. Biserica Ortodoxă Română are obligația morală, fapte filantropice și misionare, iar prin angajații săi să îndulcească viața acestui popor enoriașilor, da? Și sunt preoți care au înțeles această misiune exact cum am prezentat. Eu îi numesc îngeri în negru. Alt stăpân al lumii, trimisul Domnului, Sfântul Petru, l-a delegat. De fapt, locuiește în casa lui Petru. Noi aceste clădiri trebuie să le promovăm. Pentru că, așa cum străinii se laudă cu clădirile lor, și ar trebui să facem și noi. Și uitați ce bijuterie și aici. Și Biserica Ortodoxă deține asemenea clădiri. Vedeți, a pus unul pentru turiști, da? S-a amenajat. Vrei să urci să privești de acolo, poți să privești. Când cineva spune că este creștin, mie mi se creează o stare de încredere. Mulți pe aceste rețele de socializare le-au înțeles că au șansa să se manifeste prin a jigni, prin a amenința, prin a prezenta toate prostiile, da? Uitați, filmați și prezentați orașul. Nu vorbim de autorități, mă interesează ce partid e primarul sau consilierul și asta, da? Dar când sunt aceste fapte, alte instituții sau firme private sau se dezvoltă orașul, apare civilizația, uitați, altă clădire acolo, trebuie să te bucuri, să prezinți. Dar când acel creștin spune că este creștin și ai încredere în el și te trezești cu o înjurătură din aia, de Doamne ajută și spune ce, să-ți da Dumnezeu să te bată, să te facă și asta, el nu mai are nicio treabă cu religia. Și uitați câte minunății. Deci biserici, cine vă spune chestia asta? Un ateu. Da? Niciodată n-am denigrat Biserica Ortodoxă Română. Îi prezint pe cei care sunt angajați. Deci nu au nicio... Când spune că au har, că au... Aveți pe dracu să vă ia, n-aveți nimic, mă. Aveți decât un talent, exact cum a spus și un prieten al nostru prin Serafimilor, da? Un băiat care a pățit-o pe pielea lui, da? Și a făcut un film. Și a prezentat fața văzută și nevăzută a unei pepeniere. Sau pepiniere, sau cum dracul se spune vola acolo, la fabrica aia de popi, da? Dar
Am găsit preoți. Diferență între popă și preot. Adevărați, da? Cum l-am pe Daniel, pe Teofil. Uite, am găsit și aici prelați înalți, unde au prezentat absolut tot și au dat telefon la toate bisericile unde am spus că mă duc și mi s-au deschis toate ușile, da? De se poate. Ei știm cine sunt. Mi-au și spus. Ne bucurăm că ați venit. Mă bucur că v-am găsit. Mă bucur că găsesc asemenea minunății. De aici începe România. Oradea, 2020. Să vedeți cum respectă cetățeanul primăria Oradea. De ce despre acești oameni nu îi criticăm? Putem să-i criticăm și acceptă critica, da? Rigole. Atenție, o stație pentru tramvai, transport în comun, da? Așa arată. Ia uitați cum arată Oradea, da? Cum arată o stație, da? Nu ca în Buzău, te plouă, ia uite aici, da? Nu ca în Ploiești, nimic, da? Aici sunt condiții. De ce se poate? Da? Ia uitați. Cum arată orașul? De ce aici nu sunt tot români? Aici nu sunt hoți sau ce sunt? Da? Până și porumbelul trăiește liniștit. La noi trăiește cu teamă. Sau nu cumva să fie halit, mâncat, ciordit. Da? Cum arată orașul? Și porumbelul ăla are o viață frumoasă, da? Atenție, nu-i cioară, e porumbel. Da? Ia uitați. Da? Ce dă porumbei? Deci nu sunt ciori. Da? Mai vin și ciorele pe aici. Dar ciugulesc, ciugulesc și pleacă. Aici și ciorele sunt civilizate. Porumbei sunt civilizați. Câine. Nu am găsit. Cum sunt clădirile? Spectaculos. Oradea, am filmat-o. Și acum câteva luni, de fiecare dată am venit și credeți-mă, primarul este atât de modest, dacă mă duc de 10 ori să-l întreb ce faci, primare, ia zi, și începe să spună omul, da? V-am prezentat poliția locală, da, dotată, da? O să vă arăt și noaptea, cum arată în Oradea. O să urmăriți o slujbă la catolici, da? Am stat de vorbă cu Preafericitul, da? Un om extraordinar. Am stat de vorbă cu acest om și deci vorbim de cultul catolic. Așa de plăcut a fost, iertați. Are armă jos. Foarte bine, și în bicicletă matriculată, da? Ia să încercăm să vedem dacă putem să urcăm la această roată și să filmăm. Dacă nu, seara. O să vă arăt. Nu știu dacă mai funcționează, mai au pentru cetățeni să urci. Încercăm. Stați un pic. Vorbiți românește? Cum adică nu vorbiți românește? Păi și cum ne înțelegem? Eu cum mă înțeleg cu voi? Băi, oamenilor, cum ați luat voi autorizația dacă eu vorbesc românește, sunt în România. Tu ce cauți în România, în țara mea, dacă tu nu vorbești românește? Păi hai, cum mă înțeleg? Cum aveți, mă, voi autorizație dacă e? Deci uite, în limba română aici. Eu te întreb acum. Ceva minut. Băi, eu sunt în România, fraților. Nu sunt în Ungaria. Deci, dragii mei, oamenii ăștia nu știu cum le-a dat lor autorizație, da? Ei nu vor să vorbească în limba română. Da?
Deci vreau să-mi vorbiți în limba română. Și vă întreb, dacă plătesc acum, pot să mă învârt în... Deci prestează servicii în limba maghiară. Bună ziua! Lucrați aici? Da. Păi și de ce nu știu limba română? Păi că eu am fost la cafea, ies din Ungaria. A, și dumneata ești aici? Da. La cât să începe convârtitul roții? De la 2. A, de la 2, da? Și seara până la ce oră? Până la 9, avem program. A, bun, bine, am înțeles. Bine. Atât? A, nu, gata, atâta, că de-aia zic, să... Nu știam că... Vreau să filmez, nu, vreau să filmez, să mă urc, să filmez pe aici. A, și da, și oamenii mi-au vorbit... Într-o altă limbă, nu a mea. Ungurește, nu știu dacă mi-a vorbit ungara. Nu mi-a vorbit în limba română. Nu, că dacă zic ungara, n-are cum să vorbească altă limbă. Da, da, trebuie să fie cineva totuși. Da, eu sunt aici, nu m-am pus la cafea, că dacă n-avem clienți, e scuzabil, e scuzabil, gata. Da, bun, da, gata, am înțeles. Ce capacitate are Morișca asta? 30 de metri. Nu, 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 ca persoane, câte persoane poate să duc odată? 72 de persoane. 72 de persoane. A, deci ai legătură cu asta, că știi să răspunzi la întrebările astea. Dacă lucru în parc de distracții. Da, gata, e clar. Am parc de distracții. 20 de lei de persoane, da, și 10 adulți, pentru copii. Da, până la 12 ani copii. Gata, e clar. Veniți să ne vedem. Bine, sănătate, numai bine. Da, deci e scuzabil ce a spus omul, pentru că a venit, a prezentat. Omul s-a pus într-un mod civilizat. Nu știau, au lăsat. Arată destul de frumos. O să vin să vă prezint seara cum arată. Am văzut că este... Până când stați aici? Până seara de 12. Avem contract. Deci până pe 12, gata. Deci, eu mă gândeam, zic, dar dacă strâng mâine și pe urmă, ca seara mă gândeam, zic că nu mai vă găsesc. Da? Astăzi, normal, avem program pentru copii de la casă. Că a fost sărbătoare astăzi. E... Nu contează, aha, copii nu-i sărbătoare. Adică copii pentru copii handicapați și copiii săraci. A, aveți, adică pentru... aveți acest... faceți chestii, gestul ăsta? Normal. Uite ce interesant, o să vă vadă lumea. Că faceți... Deci încă mai faceți și gesturile astea. Sunt oameni cu suflet. Normal că faceți. Persoanele cu handicap, da? Și... Da, și copii orfani. Bravo, chiar... Astăzi e pe gratis. Chiar vă felicităm. Nu mă pun mască, nu-mi place. Bine, bine. O să te placă lumea. E un lucru interesant. Lasă că e un lucru interesant. Dacă ar fi mulți ca voi așa... Azi mai duceți... Mai duceți voi o bucurie la... Trebuie să mă cunoaște lumea, nu trebuie păi să... da, dar nu te cunoaște țara. Mă cunoaște o grămadă și are părerea poți bună. Poți să suni un prieten să văd dacă te cunoaște? Dai să la voi. De unde? Fii aici, stai cu opresc. Ce? Da, Bacicu. Faza. Aici. Dar oamenii de la Bacicu, angajați, dar nu... Vă întrebați pe economista de aici, pe șefa, de ce nu întreba cu ăștia? Păi te întrebați, păi... Ei nu ajută niciunul, nici nu vine, nici nu vine. Dar de ce cauză? Din cauza că trebuie să vineți cu salvare, adică să internați cu salvare. Asta nu cu mașina noastră particulară. Mă înțelegeți? Păi, dacă salvarea poate, ambulanța poate nu... Admesese la pază? Da, aici e. Nu, 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 lăsați. Asta e mai mare șor, știu eu cum. Săracul de la pază a angajat și cu... Păi, aici e. Am văzut că trebuie să le fac cu șurinic, de cu cauzile. De cu cauzile? De cu cauzile? Da, da, da. Bine, mulțumesc frumos. Da, da, da. Poftă mare. Trebuie să-i faceți... Aveți aparat sau cum a zis? Aparat. Da, bisericii construim.
Aha, s-a terminat? A. Mâncați mult, doamnă, să nu vă gășați. Două băie aici. Unde e și Marga Mircea? Nu mai să pune în zăpăr. Mai pe unde e buretul? Nu mai știu. E carte de identitate. Au fost, au căzut, au căzut. Că nu știu, nu vii la mână. Ce păreți, jegoși aici în spitalul ăsta? Foarte, foarte. Jegoși, e? Foarte. Păi și DSP-ul, DSV-ul, DSN-ul, DSD-ul, CNN-ul, PRN-ul. Aici, nu? Deci poți să iei microb cât vrei. Aici? Da. Trebuie în corce, 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 da. I-au zis, doamne, ce spun cetățenii, că spitalul murdar. Da. A, nu, pe eu văd eu jegul pe perete, nu-i părere. Asta e, să vede. Jegul. Și alea, un desfile de doctor și alea, că nu și alea sunt zdrențurase. Da, știu, dar nu vreau și ce. Nu știu scaunul cum arată. Hai, Rodi. Nu mă pic. Cum arată? Ce e jegără? Uitați cum arată spitalul aici. Da, trebuie să intrați în urmă. Da, aici. Bani. A fost bombe pe aici. Tante, ce e acolo? Bună ziua! Are mai multe boli. Mă interesează azi pentru ce ați adus-o. Da, pentru că sunt pe mâna. Și? Mâna invit. Da, și mă dor și picioare de domnul pe mâna. Nu am nevoie. Bună ziua, tante! Dacă mâna e problema. Da. Deci, o faci așa aici? Da.
Păi să facem și aici film, da. Arată ce vreau, uita. O să vă trimită un pacient să faceți radiografie. Eu trebuie să vă trimit la ortopedie. Unde știți dumneavoastră? Ortopedia scoate un bilet de radiografie. Unde știți dumneavoastră? Unde știți dumneavoastră? Unde știți dumneavoastră? A stricat. Nu să mai dau bani la biserică. Aveți ce bani ca să repare aparatul? Să pună linoleuri, lasă pe aici. Să zugrăvească, nu știu ce e aici. Da, domnul primar. El a luat instituție. Ne-ai idee? Da, sigur. O să-i spunem ce e aici. Dar eu știe? Mai bine. Ce știe? Nu. Aici, cum ieși spre ușa portocalie, este un poliuc. A doua ușă pe dreapta. Deci, în partea asta, unde a fost ghisul? Da, exact acolo. Mergeți să vedem. Da, uite, place cu mama. Condițiile pe aici. Nu vă pronunțați. Am înțeles, vă întreb, am așa. Să arătăm la primar, să vă Tanti, pune mâna. Tanti, apărie, să nu te lovească cu ușa. Bine, Tanti? Da. Mamă, cum arată spitalul, să zici că e bombardat. Brăduț? Urât, urât, urât. Aici, pe partea aia. Nu uite ce ajungă să spui pe răsăgea. S-au tractat oamenii. Frate, toți pereții sunt așa, jegoși. Primare? Prin ochii mei tu vezi. Ce ți arăt eu ție aici? Uite aici. Nu am un pic ce fotografie. La ce? Film la mână. O altă doamnă civilă. Unde e una dintre care și la ortopedie? Tot, nici. Să trebuie mână bună, sigur aveți fișa? Da, la fintele clasie și după aia la film. O civilă. Ăștia-s doar cu... îi recunoști după ceștele, după cafele, după asta îi recunoști. Uite, așa arată un spital. Și arată un spital. Da. Bă, primare, am venit și la tine. Da. Ce trebuie să vină din Prahova să... Da. Și să ține tare și mare. Și arată un spital. Un cataclism. Știi ce spunea urgențele? Uitați-vă la data pereții. Da. E în revizie spitalul. Se lucrează la spitalul ăsta aici. Dă-ți seama cum muncesc acești oameni, da? În ce condiții lucrează acești oameni. Că sunt pe legea drapelului, că ei nu știu despre ce este vorba. Nu mă miră faptul că ei nu. Se dezvoltă și ei, așa, după ajutor. Se lucrează, se construiește. Uitați și spital mare, da? Haideți să vă arăt bănuții. Că aici trebuie să vedeți bănuții. Adică câți bani intră la acest spital județean. Deci primare, ce văd acolo, condiții extraordinare de proaste. Să vedem noi când, cum și care. 31-a 10-a, da? 2019. Să verificăm.
Chios. Wow, wow, wow. Vom pe rampa asta, fără bară, plină de sânge. E aici găsim un pic de civilizație cu linoleu, cu... dar pereții jăgoși. Acești oameni nu prea le place curățenia. Da. Ia uitați cum arată. Internări. Încasări și internări. Uite că... Cum să discută cu oamenii ăștia? Dă plăc, sau cum să discută aici? Păi nu știți asta să discută. Are... Era frică să nu mușcați sau cum? Nu, că aici, la internări. Nu, dar era frică la doamna să nu mușcați, dar sau îi vine curentul de aer? E frig. E frig, da, da, da. Câte o zi de spitalizare aici? Că e cam jăgos spitalul. Mi-e frică să nu mă muște. Ia, nu fiți nervoasă. Cât costă o zi de spitalizare aici? Cât costă? Mm-hmm. Asta depinde cine ce vă face. O radiografie. Unde? La mână. 35 de lei. 35 de lei. Și cât costă o zi gravidă de pereți? Spitalul ăsta e... Eu vreau să mă internez, dar nu-mi place spitalul. Da, așa arată angajații. Eu l-am filmat și o să-i la rălu nenea Ilie, botezătorul. Primar. Dar nu se vede jegul pe perete. Se vede jegul pe perete. O să vedem ce o să spun autoritățile statului când or vede imagine. Da. Acum știu, acum se zugrăvesc pereții. Cu autorizație DSP. Serviciu șef. Primare, Naelie, ai spus tu că dacă găsesc să te critic? Da. S-a terminat cheltuiala. Și unde credeți că s-au pus antenele? Deci când spuneți voi, de exemplu, că sunt antenele radioactive, da? Că vorbim despre frecvențe, da? Nu sunt radioactive cu putere, da? Să nu mai comentați, pentru că antenele sunt chiar pe spital. Da? Da. Aute, poftă mare. Un agent de pază cu suflet. Cu suflet. Cu suflet. Un om care ajută oamenii. Nu, el nu este plătit să ajute pacienții. Da? Și un băiat extraordinar de la pază. Da? Vine elicopterul în acest spital infect. Un spital infect, dragii mei. Ia uitați-l cât de mare este, da? S-a terminat cu cheltuielile, da? Deci un spital infect. Pereții murdari. Dar când spuneți că antenele de telefonie mobilă sunt radioactive... Și medicii, când spun că sunt radioactive, ar trebui, da, să spună că aceste antene sunt cu probleme, da? Eu spun că nu sunt radioactive, pentru că nu e atâta emisia de mare să te zăpăcească, da? Sunt radioactive pentru ei. Dacă sunt radioactive, pe blocuri, să le dați și după spital, jos. Dacă nu sunt pe spital cu probleme, să nu le dați. Așa arată spitalul din Oradea. Ați văzut pereții, linoleu, la urgență, la UPU, prima intervenție când te duci ca un pacient
ca pacient acolo la urgență, risci să pici în gropile din linoleu. Lino, cu elicopter. Atenție. Așa, m-a sunat. Deci mă sună oamenii de aici, nouă ne-au dat pe comunicație, ne-au spus că au elevator pentru persoanele cu handicap. Da? Ei iubesc orașul și prezintă, da, istoria. Prezintă pe regina, mamă, da? Da? Ia uitați cum arată o primărie, o instituție. De ce aici se poate, da? Da? Unde sunt zone administrative, sunt zăvorâte, da? Da? Căldură? Foarte cald. Ei iubesc regina. Dacă o iubesc, înseamnă că au contribuit. Deci, regalitatea a contribuit aici. Da? Deci a contribuit. Și nu spuneau că au evaluator pentru persoanele cu handicap. Așa ne-au prezentat. Da? Uitați. La ghișee, luminat. Deci, condiții. Absolut tot într-o instituție, vorbind de o instituție publică, unde respectă cetățenii. Da? Inclusiv poșta o găsim aici. Prestări servicii, deci ia cred că se poate. Informații, separații, descât, da, ți arată absolut tot. Da? De ce? Găsim un primar gospodar. Foarte gospodar. Ce rugăminte am? Noi am primit pe informație că aveți elevator pentru persoanele cu handicap. Unde l-aveți? Este ascensorul acela din lift. Ascensorul, da? Gata, mulțumesc. Deci, se confirmă că au pentru persoane. Auziți, dar cum intră persoanele de acolo, acolo? Prin spate? Exact. Ce trebuie să intre ascensorul. Da. Fie aici la noi, acum intră terminarea reabilitare și aha, se va face. A, momentan, acum nu există. Nu există acel elevator de care spune dumneavoastră. A, ne-a mințit, înseamnă. Ne-a mințit frumos în act oficial. Nu, ne-a mințit, că noi avem un document care ne-a spus că există. Știu, am văzut-o, da. Până atunci, noi îndrumăm persoanele cu handicap. Cu încălzarea primăriei, se... la o rampă, coboară în subsol. Așa, așa ia liftul. A, deci există posibilitatea. Sigur. Gata, e clar, gata, nu. Coborăm, ridicăm. Gata, e clar, gata. Deci persoanele cu handicap prin spate, da, coboară și ia liftul. Dar puteți merge din parcarea primăriei. Nu, gata, nu trebuie să merg, gata, e clar. Coboară pe rampă, este rampă din frumos, o pendență mică. Intră în subsol, unde sunt și acolo birouri și alte... Gata, e scuzabil. Noi mergem cu liftul și urcăm unde au nevoie. Gata, e scuzabil. Gata, mulțumim frumos. Foarte amabil oamenii, da? Serviciu ușor. S-au turnat și filme aici. Deci cinematografia română a folosit această clădire, această intrare. Sunt amabili. Nu am găsit... derbedeală. Da? Aici, până și căței sunt îmbrăcați. Da. Și să vă spun de ce să de la regină. Mult despre regină. Se lucrează, să știți că se lucrează la clădire. Un primar gospodar aici, da? Foarte gospodar. Credeți-mă că oricând pot să mă duc la acest om să stau de vorbă cu el. Nu numai eu. Toți cetățenii. Este un primar îngânfat. Un primar să pună... Încă voi mai menține sportul. Foarte bine. Să fie plin de el. Să zică, domnule, n-ai voie să filmezi în instituție publică. Nu ai voie să faci. Nu ai voie. Avem voie. Auto popa, ce mexicanul, ce mașină are, e popă ăla, da? Aici. Da! Ce? Filmezi? Da, uite, filmez. Ioi. Nu v-am luat, că sunteți grele. Mâncați mult?
Bine, bine. Da. Deci, și arată o îmbarcare și debarcare a călătorilor, da? O stație, da? Pentru tramvai. Da. Da. Foarte multe locuri istorice, foarte multe clădiri, da? Unde se reabilitează, unde ce să mai... Te poți informa, da? Și dacă stăm și ne uităm, biserici, foarte bine, am fost și am vizitat bisericile, da? Nu am nimic împotriva bisericilor. Am împotriva celor care sunt derbedei, care sunt șefi, care sunt preoți, popi. Dar am găsit, iată, la biserici, am găsit și oameni, îngere negru, exact cum le spun eu, îngere negru, da? Mă interesează că e șef, dar omul vorbește foarte civilizat și ne tratează cu un respect extraordinar. Biserica Catolică din Oradea a stat de vorbă cu prea fericitul. Așa mi-a spus că e prea fericit. Cred că era prea fericit. Dar omul a fost deschis și prin interpelarea către dumnealui, așa arată primăria, da? Am discutat o problemă cu dânsul, problemă ce ținea de un act administrativ. Mi-a pus punctul de vedere, mi-a răspuns, am stat foarte comunicativ omul și o să căutați să vedeți cum nu se îmbulzesc acei creștini la apa sfințită. O diferență foarte mare între creștinii ortodoxi și creștinii catolici. Nu contează că sunt unguri, dar procesiunea apei sfințite am filmat-o unde așa de mie, eu, ateu, da? Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut atitudinea acestui preafericit, că așa mi-a spus unul, ce domnului preafericitul. O fi, preafericitul. Eu l-am văzut, un om fericit și civilizat, unde a stat de vorbă, un om citit, știu că vorbește foarte multe limbi și că o să vedem ce o să ne mai răspundă prin documente oficiale. Da? Uitați cum arată teatrul. Da? Bine, se lucrează, se modernizează aici primarul, gospodar, împreună cu UAT, cu Consiliul Local. Ei nu îngroapă cu noi, eu cum sunt groapă la Drăgănești. Ei nu sunt, nu dau în judecată cetățeni, deci nu se luptă cu contribuabilul. Cel de la Drăgănești se luptă cu contribuabilul, inclusiv cu unul care e consilier, se luptă cu contribuabilul. Unde? Prin lista ce? Lasă, băi, ne batem noi jocul ăla, da? Vedeți omul de treabă, da? Dacă voi sunteți corecți, da? Faceți ce face, uite, acest om, da? Uite, face și o statuie. Ia uitați cum arată, da? Până și cerul, da? Ia uite. Dacă faci un stop cadru, uite așa, da? Da? Uite. Da? Parcă aici sunt iubiți de Dumnezeu ăsta al vostru, da? Noi ne facem zile grele în cauza voastră. Noi vă plătim ca să vă bateți ojul de noi. Domnul acesta primar, credeți-mă că-l cunosc, stau de vorbă cu, repet, cu el oricând, nu eu, și toată lumea putem să stăm de vorbă cu el, nu e un om plin de el, da? Și iată cum prezintă el orașul. Mi-a spus că este în slujba cetățeanului și că cetățeanul pentru el reprezintă foarte mult. Da? Se minte foarte mult în această țară. Sunt cu pioșene și cu creștinitate mulți, dar sunt răi. Intrăm în instituțiile statului, parcă zici că sunt în instituțiile, casele lor, auzi, instituția stată, dar e privată. Da? Și așa arată o stradă unde, atenție, aici, Biserica Catolică, proprietar. Clădiri și pe stânga, și pe dreapta, și pe sus, și pe jos, proprietari la clădiri. Da? Și oameni sunt proprietari, chiriași. Da? Strada Republicii. A dat soarele. Am vorbit cu Dumnezeu să aprindă proiectoarele ca să pot să filmez. Întotdeauna m-a fascinat Oradea, Aradul, și Clujul, și Timișoara, și Iași. Sunt orașe unde mă simt ca în Occident, dar sunt orașe unde mă simt în evul mediu. Trebuie toți cei de aici, din Oradea, filmați, postați, cât mai sunt serverele astea americane gratis, da? Și lăudați-vă
și criticați-i pe cei care vă promit și nu fac absolut nimic, da? Creștinii, da? Creștinii, totdeauna am crezut și încă mă încăpățânesc să cred că duc o luptă pentru a face bine celor nevoiași. Dar uneori ne așezăm la masă, bârfim și suntem răi, dar putem să filmăm și să arătăm la... să ne mândrim cu ce avem, da? Și noi avem străzi frumoase, nu alte țări, da? Nu o să vină americanul, nu, să ne arate ce el știe să facă, nu? Parcă românii mult mai deștept decât americanul, da? Da? Cum, exact cum spunea un actor, ăl mai prost om din lume e americanul. Moromete. Uitați clădirile. Oradea. 2020. Se lucrează, da? Se lucrează. Vreau să iau un punct de vedere referitor la un caz, cazul cu o doamnă când a dat mesaje, că am citit mesajele doamne și a mințit dânsul. Și vreau să-l întreb totuși, l-am mai întrebat. Dar cine va trimis pe dumneavoastră aici? Am venit eu. Da. Deci eu am mai filmat, am mai stat de vorbă cu dânsul. Și când am stat de vorbă cu dânsul, nu mi-a recunoscut. Și acum vreau să-i arăt, că am documentele la mine, să i-am promis că îi le arăt. El nu a mințit. Nu, sigur. A mințit, doamne. Că nu, e adevărat, că eu știu. Mesajele sunt date de persoana respectivă, le-am printat și numărul dânsului, nu sunt trucate. Le-am văzut, le-am luat eu după telefon. Eu n-am venit să-l acuz, să iau un punct de vedere, atât doar. Dar el nu vrea să discute cu nimeni. Este la instanță, acolo se face... Păi la instanță deja ce a făcut contestația, acum nu mai... A pierdut și acum a contestat. Nu a pierdut. Nu a pierdut. O să pierdă, doamne. Da, de ce să pierdă dacă nu este vinovat? Este. Dar eu știu că nu este vinovat. Băgați mâna foc. Da, da. Eu am văzut ce altceva de azi și eu vreau să-l întreb, să-i arăt hârtiile, că le-am în mașină, să-i le arăt că i le-am promis. Și am venit ca să mă țin de cuvânt. Adică mă uitam, zic, la casa asta că e a statului, sau nu a statului, a bisericii. A bisericii. A bisericii. Dânsul ar trebui să fie mai transparent. Pentru că salariul dânsului sau și dumneavoastră stați și pe banii cetățenii acestei țări, pentru că sunt plătiți 75% din bugetul dar țării. Dar eu lucrez. Am înțeles, dar nu cotizați aici, la plătiți taxă la chiria casa parohială. Păi noi n-am venit pe chestia asta, să punem întrebări. Păi nu, statul român plătește întreținerea asta aici. Dar nu este vorba de asta, este vorba că el este vinovat, cine vrea... Nu, cine e vinovat să plătească? Nu cineva, dar știți de ce fața bisericească trebuie să fie un pic mai sfințită. Dar și să nu intre prin aceste procese sau insinuări. Eu am văzut niște mesaje, eu le-am dar citit. Dar știți foarte bine cum se fac mesajele. Că nu, și un copil de 10 ani trebuie nu să cred, facă. Eu nu cred. Poate nu să cred, facă. Nu. Ba da. Dar eu știu că se poate nu face. Există. Că mi-au arătat copiii de 10-12 ani nu, cum doamnă, se prin fac WhatsApp nu mesajele. Există. Au fost mesaje prin WhatsApp și SMS-uri. Dânsul avea posibilitatea să blocheze. N-a blocat. Eu, de exemplu, dacă mă sună cineva, îl blochez. Nu a blocat. Nu a blocat. Înseamnă că a vrut să fie hărțuit. Na, nu e hărțuire, că m-am uitat și am văzut pe ceea ce este în acuzație. Nu este hărțuire, dar probabil că dacă se face în așa fel încât să fie o persoană vinovată. Aici nu este vorba de vinovăție, e vorba de o recunoaștere. Dar ce să recunoască dacă nu este vinovat? A dat mesaje, doamne. Dacă vreți, vi le arăt eu mesajele să vedeți că a dat mesaje. Nu poate să nege ceva ceea ce este un copil de 10 ani, cum spuneți dumneavoastră, că le-a făcut. Nu. A doua problemă, am înțeles că v-a trimis o coroană de flori? Da. Mâine vă trimit eu una. De ce? Ce o să puteți să faceți? Nu, asta nu este o hărțuire sau o supărare. Refuzați. Nu. Refuzați, domnule, n-am făcut eu comanda. Dar de ce face așa ceva? Nu. Chiar când nu, eu v-am dat exemplu. Eu mâine vă trimit, vă arăt și carte de identitate să cine vedeți. Cine sunteți? Geană mă numesc, dânsul știe. Nu, că mie mi-a vorbit foarte frumos soțul dumneavoastră. Nu, adică într-un mod civilizat, nu s-a pus problemă. Am filmat, am văzut că aveți știu, o orgă. Știu că ați fost aici și eu am fost aici. Da, decât da. Că nu mi s-a părut eu, ca cetățean acum, că m-a dus în eroare. Am văzut mesajele pe telefon direct, le are pe telefon.
și vreau să-i le dau cadou. Nu este de 10 ani, un copil de 10 ani nu are cum să facă. Eu nu pot să fac așa ceva, pentru că acolo există un IP, există un IP. Și SMS-urile. Și dânsul a dat, și dânsul a dat, și ea, și tot așa, și tot așa. Și nu are transparență, doamnă, nu există transparență. Aici e problema. Adică e bine să fii într-o conducere, mașină, casă, toate astea, pe banii cetățenilor. Eu sunt ateu. Contribui la cazarea dumneavoastră. Și parcă nu-mi convine. Parcă nu-mi convine. Vă aveți într-o stare de relație bună cu Bihoreanu? Eu nu. Niciodată nu, preotul. Sau... De ce? Pentru că am văzut că Bihoreanu tot cum face ceva cu un pac de acuzații. Așa, fără. Și presa ar trebui să fie independentă. Nu mă gândeam da, că... ar trebui să fie. Independentă. Se duce acolo nebună și scrie orice. De unde știți că e nebună? Aveți un da, caz... știu că e nebună. Știți că e nebună? A fost aici, da. A fost aici la noi și aveți vreun act care... Am înțeles. Aveți vreun act care atestă că este eu nebună? Eu nu am, dar se vede pe ea. A, v-ați dat dumneavoastră să cadrul medical, am înțeles, sau cum? No, lăsați-mă în pace că eu nu vreau să discut. Am, să nu faceți pentru hărțuire și mie. Eu am venit frumos cu civilizarea noastră. Nu. Geană mă numesc, Geană. Eventual, dacă vreți, puteți să-mi faceți pentru hărții, că eu nu mă tem. Nu, nu este. Eu nu de, bun, deci, ceva. Deci dânsul nu este acasă. Mă duc la protoierie. Îl găsesc acolo? Nu, nu. E plecat din România? Da. Nu e din România, dar e plecat. Nu este acasă. E, bine, doamnă. Bine, o zi bună.